v-am găsit! Invitata noastră de astăzi este Oxana Bunici, capitanul naționalei Republicii Moldova la rugby, campioana Moldovei la canotaj, rugby și fotbal. Oxana Bunici s-a născut la 16 noiembrie 1987 în satul Mălăiești, raionul Orhei. Fiind elevă la liceul internat republican cu profil sportiv, a început să practice canotajul, devenind ulterior membra lotului național. În anul 2006, când era studentă în anul întâi la Universitatea de Educație Fizică și Sport din Chișinău, a început să practice rugby. Antrenorul său este Vasile Revenco, președintele Federației de Rugby. Anul 2010 a fost un an de succes pentru Oxana Bunici. Ea a devenit campioană națională la canotaj, a cucerit titlul la fotbal cu echipa Roma Puhăceni și titlul de campioană la rugby cu formația USEFS. Cu această formație a devenit și campioana României. Sportiva este și multiplă campioană a Ucrainei la rugby, rugby de plajă și fotbal pe plajă cu echipa Otrada Odessa. Oxana Bunici este capitanul echipei naționale de rugby a Republicii Moldova. Rugbista Oxana Bunici participă la turnee internaționale de rugby, în cadrul selecționatelor alcătuite din cele mai bune jucătoare de pe continent. Este desemnată de 6 ori consecutiv cea mai bună rugbistă moldoveancă a anului. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația Moldova Sport de a participa la emisiunea Campionii. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Cu mare drag. De cât timp practici rugby-ul? Din anul întâi de la universitate, din 2006. Am venit de la liceu sportiv, am venit la universitate și în timpul orelor, antrenorul care era sau profesorul era de rugby mi-a spus să vin la antrenament care se face la manej. Și la început am fost împotrivă ca să vin la acest sport, nu-l înțelegeam, era orele, era o altă tematică, altă lămurire, alți profesori, să spunem. Și am insistat foarte mult ca să ajung la acea oră de antrenament care se făcea la manej și într-o bună din zile am zis că să merg, să văd care este. Dar ce te-a făcut să alegi acest gen de sport fiind considerat mai mult unul masculin? M-am regăsit eu în genul ăsta de sport, că am făcut canotaj, eram la campioana Republicii Moldova, am și maestru în sport, dar m-am regăsit mai mult în sportul de echipă, adică e mai ușor să susții acel câștig sau acea pierdere când suntem o echipă, adică e mai interesant și viața e mai frumoasă când suntem împreună. Dar cum ai aflat de rugby? Ți-a povestit cineva? La lecțiile de rugby mi se spuneau de jucători că este rugby în Moldova, că sunt jucători care joc peste hotare și totul înspre binele nostru dacă vrem să continuăm acest sport. La început chiar mi-am spus că ce se mănâncă sau ce fel de sport, mi-a dus profesorul la lecție balonul și nu înțelegeam. Cum? Ce faci cu el? Da, absolut. Atunci când am început orele, de acum nu aveam treabă. Ți-a plăcut? Foarte mult, da. Și a zis profesorul, hai să vii, dar nu aveam timp că făceam canotajul și nu intram cu antrenamentele, nu reușeam. De obicei, cei care ajung să obțină niște rezultate bune într-un gen de sport, mai întâi încearcă alte genuri de sport până se regăsesc. Tu, de la început, rugby ți-a intrat la suflet. Eu am făcut canotajul de performanță. Fotbalul făceam așa, mai amator nu era, și karate îl făceam în sat, volei, adică eram universal la toate genurile. Dar aici, când am venit la universitate, s-a pus, spunem, bază mai mult în sportul ăsta. Mi-a intrat în nimeni din prima dată când am dus la antrenament, am dus seara la antrenament, a fost total altă lume. A fost echipa, nu erau colegii de grup, era echipa de națională, să spunem, și mi-a plăcut cum mi s-a lămurit ora, altfel, m-am zis că fac tot posibilul și mă duc. Chiar îi mulțumesc cu profesorul care a zis, vino, la început eram contra. În familie, cum au reacționat cei apropiați când au aflat că vrei să faci rugby? M-au susținut, în primul rând, familia pentru mine a fost, să spunem, primul susținător și cel care de bază, sprijinul meu de bază, că a zis că dacă îmi place ceea ce fac, mă susțin și mi-a urat succes și a fost tot timpul alături de mine. Adică au zis că asta îți place, cu asta te regăsești. Chiar și când am făcut liceu sau universitate, a spus că unde îți place ție, atunci acolo îți continui studiile și asta nu practici. Nu a fost împotrivă. Nu, absolut. Ba, chiar tot timpul a fost cu mine și știu și programul și asta e pentru ei
nu știu, un lucru mare. Povestește-mă un pic despre părinții tăi. Păi, părinții mei sunt șomeri amândoi. Iubesc sportul, că și mama și tata din tinerețe au fost și au sângele lor, să spunem că au iubit sportul foarte mult. Sunt de la țară și n-au fost acele condiții, să spunem, în trecut pentru nivel de sport la un nivel profesionist. Dar au fost alături de mine și m-au susținut tot timpul în ceea ce fac și sunt și acum mă așteaptă acasă, bucuroși, toate medalele, diplomele, cupele. Mai am un frate și o soră, dar tot nu sunt cu sportul, numai eu sunt. Au făcut, adică când erau în liceu, în școală, practicau voleiul ăsta, fotbalul, care este la un nivel amator. Dar eu m-am dus mai departe. Să fim sinceri, rugbyul nu este unul din cele mai populare sporturi din Moldova. Povestește-mi un pic despre acest gen de sport. El în Moldova nu este popular, dar din perioada când suntem din 2000 și ceva încoace a venit unul dintre cele mai populare, putem să spunem, și după rezultat, să spunem, și după nivelul lui care este acum când s-a încadrat la jocurile de la Rio. În acest sport trebuie să ai, nu oricine poate să-l practice, în primul rând, trebuie să ai un intelect mai bogat, trebuie să fii mai rezistent, mai în forță, că rugby-ul este un sport care se practică mai mult ca o echipă să fie, sau, adică o familie trebuie să fie ca să practice acest gen de sport. La Moldova acum începem să-l popularizăm mai mult și asta e un început bun pentru noi, deoarece se face foarte multe pentru asta, se deschid școli, adică unde practică rugby copiii, se investește mult în rugby și se obțin și rezultate. Spunea că este foarte importantă partea intelectuală. Da. De ce anume? Păi nu oricine poate să facă acest gen de sport, ca să înțelegi un meci de rugby sunt anumite tehnici sau, spunem, anumite lucruri care nu oricine poate să le înțeleagă. De exemplu, când vei chiar și acea minge să o ții în mână și să dai o pasă, trebuie să... Nu e atât de ușor să începi de la început să dai pasa acea de rugby sau balonul să legă, oricum el nu e normal, adică vine ceva mai neobișnuit. Dar în timpul jocului se vede foarte mult tot ceea ce ține de intelect, de cum se joacă în timpul jocului. Este un joc în echipă. Da. Cât de apropiată ești de celelalte fete? Sunteți prietene sau doar echipe de joc? Noi la Moldova cred că de asta și câștigăm când plecăm pe cicotare, așa e sângele nostru de moldovan să fim, unde unul acolo sunt toți, suntem o echipă, o familie unită și asta cred că foarte mult contează, că ne dăm una pentru alta, adică ajutăm în joc, în timpul jocului, sunt unde una acolo sunt toate, facem tot posibilul ca să fie, cum spunem și înainte jocul, luptăm pentru noi, luptăm pentru cei de acasă. Și, nu știu, atât adrenalină se ia de la echipa care suntem, unul pentru alta, asta e, nu pot să redau în cuvinte, trebuie să înțelegi, adică să fii pe teren, să vezi atmosfera. Dar este care... doar în timpul meciului sau tot și timp, în afara orelor de antrenament sau a meciurilor pe care le aveți, sunteți prietene? Suntem prieteni, suntem echipă, suntem o familie și asta nu e, acest lucru se face. Nu doar pe teren, că doar în teren ai jucat, spunem, 14 minute și după asta ai terminat jocul, te duci acasă. Dar noi tot timpul suntem împreună, adică antrenamente, în oraș, când suntem majoritatea, trăim împreună, care și cum. Și programul care este, tot timpul se întâmplă ca să fim toate împreună. Și de asta vă dați seama că suntem ca o familie, adică sunt și aceiași prieteni, sunt aceleași coechipiere, suntem toate la un nivel și asta cred că contează foarte mult de asta și suntem unite și suntem o familie care și ne luptăm una pentru alta. Antrenorul este femeie sau bărbat? Bărbat. Păi sunt și eu ca antrenoare, dar sunt secundă și bărbat, care este pentru noi un domn. Adică dacă nu vorbești cu noi înainte jocului, putem să în atât de calm, adică atât calm, să zic că stabilitate dă în noi și vorba lui cât contează, să o auzim înainte de joc, asta e... Cine este antrenorul? Domnul Revenco Vasile. Este și președintele Federației de Rugby. Da, da. Noi suntem cu el când auzim vorba lui, e ca tatăl nostru. Chiar de nu este meciul atât de
așa cum îl așteaptă să fie, dar vorba lui când ne susține și cum vorbește cu noi atunci, pentru noi atunci dăm tot ca să fie așa cum trebuie să fie. Este ca un tată. Da, e un tată care ne-a ajutat foarte mult și ne ajută în continuare. Ești nominalizată mulți ani consecutiv cea mai bună rugbistă anului, deja da. De vreo 6 ani, dacă da. Nu greșesc. Da, da. De ce? Cum crezi? Doar sunt și alte sportive care muncesc la fel de mult. Nu știu. Poate asta nu... Nu pot să vă zic. Poate e meritul care am jucat și la națională, cum mă prezint, sau faptul că plec și la alte echipe pești hotare și aduc rezultate bune, sau cum manifest în timpul jocului. Nu pot să spun eu că sunt, doar lumea vede cum joc și cum sunt pe teren, să spunem. Cred că faptul că mă încadrez mai mult în acest sport și îl iubesc foarte mult și cred că de asta e și rezultatul, adică mă depun mai mult decât trebuie, putem să spunem. Așa mă gândesc. Spui că mergi și la alte echipe peste hotare, joci pentru alte cluburi da, în afară? Da, joc pentru alte cluburi în afară și anul acesta am avut mai multe oferte pentru care nu am reușit, adică nu mai intru în program. Am refuzat de acum câteva etape în țările din Europa, am rămas. La ce cluburi și în ce țări? Am refuzat la Ucraina, la White Angels pentru Odessa, care a fost cu echipele mele de 5 ani, am câștigat campionatul Ucrainei cu echipa dată, dar acum am refuzat că nu mai intru în timp. Am acceptat echipa de la Agronomia București și sperăm, suntem împreună mai multe moldoveni și care sperăm să aducem un rezultat bun pe viitor. Și cât de des merge acolo? Sau la, doar când sunt etapele. Noi antrenăm aici acasă, facem antrenamente, dar plecăm când sunt în... Adică când suntem convocate, plecăm. Și doar pentru cei din București? Și mai am la Îngerii, White Angels din Norvegia. Este un club care suntem mai multe jucătoare din toată Europa. Am refuzat primurile jocuri martie, că au căzut în aceleași zile care au fost în București. Trebuia să fiu la București, că sunt colegele mele de aici din Moldova. Dar acum, în timpul apropiat, acum să plec la jocuri. Pleci în Norvegia? Vor fi în primul an în Amsterdam, Olanda, vor fi apoi în Norvegia ar să fie. Dar cred. Nu mergi să faci antrenamente la clubul respectiv? Nu, mă duc numai cu echipiere. Mă duc și fiecare, adică fiecare jucătoare care este invitată știe poziția care trebuie să joace, face un antrenament comun, după asta ieșim la joc și foarte, foarte bine se manifestă. Nu necesită mai mult de antrenamente nu, înainte sunt toate de jucătoare, a juca un meci. Sunt toate jucătoare de echipe mari și din naționale care știu meseria. Ce trebuie să fac. Dar când ești convocată la Naționala Moldovei, nici nu se discută, atunci e totul închis și sunt acasă pentru Moldova, nu se discută întrebarea. Poate să fie, nu știu. Dar ai acceptat, pentru că majoritatea sportivilor acceptă ofertele de la alte cluburi de peste hotare, din motive financiare, pentru că sunt plătiți mai bine. Am avut anul acesta oferte care financiare au fost mai mari, dar am refuzat deoarece au fost mai... Cum să zic, trebuie să-ți lași loc de bună ziua. Am ales o echipă la care mă mușc toate colegele mele, să fim toate unite, nu puteam să joc împotriva lor. Am ales să fim toate împreună. Asta e. Oricum, nu banul faci pe un tot. Dacă mergeai la cei din Ucraina, exista posibilitatea? Nu la Ucraina, am avut în România, am avut la altă... Și atunci exista posibilitatea să lupți să joc cu împotriva. Colegele tale da, care împotriva. Sunt la da, altă da, echipă. Da. Și clar, am refuzat. Mă duc în altă țară, mai bine decât să... Nu ai putea să fii pe același teren, dar doar adversare? Sunt colegele mele și, vă dați, sunt o familie, n-aș putea, nu contează acel ban sau acea ofertă când... Chiar dacă oferta era chiar mai avantajoasă. Nu, asta e imposibil. Din câte știu, ești capitanul echipei naționale de rugby da, feminin. Da. Povestește-mi un pic care sunt succesele, dar și insuccesele naționalei în ultimul timp. Am avut un an așa încărcat, am avut turnee care am fost în Ucraina la un turneu internațional care a fost în noiembrie, pare mi se, da, în noiembrie, unde am ieșit în finală cu Polonia, am luat locul 2 cu echipa națională. Am pierdut puțin arbitru, a fost împotriva noastră, dar oricum am luptat, n-am pierdut mult. Apoi la Balcanea de locul 2 am luat,
La campionat european a fost mai slab, că am avut jucătoare noi, dar am luptat și am rămas în divizia. Am avut jucătoarele noi, care au fost mai experimentate, au fost accidentate și a fost un an mai prost. Dar acum sperăm anul acesta să fetele sunt în formă, cele care au fost atunci începătoare acum sunt la un nivel mai înalt și sperăm că competiția care este acum de bază este campionatul european, care sunt în două etape din Cehia și din Ungaria și sperăm că... Când vor avea loc? Pe data de 18 și 19 iunie va avea loc în Cehia și pe 8 și 9 iulie în Ungaria, este Ergon. Aceste campionate sunt importante europeane, pentru da. Calificarea la Jocurile Olimpice? Nu, ca să campionatul european să rămânem în grupa A, care este la rugby, este top 12, care sunt țările de elită. Vom merge grupa A, grupa B și grupa C. Noi suntem în grupa A, care este foarte greu să te menții, că suntem. Dar pentru Jocurile Olimpice, care vor avea loc în acest an, aveți cote de participare? Nu, am avut în an, dar am pierdut șansa ca să ne calificăm. Dar sunt țările mai mari, cum ar fi Anglia, Franța, Rusia, care se luptă la etapele din toată lumea, cum sunt acum în Atlanta, au mers, de exemplu, în Statele Unite ale Americii, Sydney, Brazilia. Vă dați seama, acolo este alt nivel profesionist, la noi este mai mult amator, să spunem. Că... ele, cu mari și greu, și-au făcut cota de participare la Jocurile Olimpice, dar la noi e mai complicat la fete, la rugby 7. Trebuie să ieșim din divizia A ca să ne merim în top 12 și atunci să câștigăm un campionat în top 12, asta e foarte greu. Din câte cunosc, rugby-ul nu de mult timp este inclus da, în acum Pro 2 Cup ani, și Pro Bowl olimpică. Pare mi se, da. 2 ani sau 3, pare mi se, acum, de curând. Da, și era numai rugby 15. Da. Pe viitor, păi da, în viitor, viitor se poate se să poate, sigur, și dacă să ajungeți și la Jocurile Olimpice. Sperăm, asta oricum speranța mare în ultima, de acord, să... acum e mai greu, dar la anul care să vină, când vor fi, vine generația nouă care sperăm să aibă mai multe rezultate ca noi, adică mai bune. De la ce vârstă încep să... sau de la ce vârstă avem deja echipe feminine de rugby? La noi la Moldova se practică în... adică sunt antrenori de noștri, colegi de noștri care antrenează pe la... de toate regiunile Moldovei sunt de la 98-2000, poate și mai mici, și în sus ridicați se fac echipe. Chiar acum merge turneul Ion Hâncu, care va avea loc la Soroca și vor participa foarte echipele care sunt cu anii respectiv. Deci, fetele, băieții care sunt... Asta. Dar avem și echipă de rugby feminin de juniori? Sunt, da, sunt fetele, dar la fete mai... să zic că e mai... acum abia începe, chiar și în campionatele Europei, să introducă nume rugby 7 la junioare. Acum, adică anul acesta, putem să spunem, care abia se deschide, până acum a fost rugby 15 mai mult investit, acum rugby 7 femei și acum, de când a început să fie un sport olimpic, a introdus și la junioare ca să participe la campionatele europene. Și sperăm să punem și noi echipă cât de curând. Avem jucătoare care sperăm să afle și ele atât de bine. Tu antrenezi undeva în Moldova? Da, la liceul municipal antrenez copiii din liceu, să spunem. E o plăcere să fac antrenamente, să le dau ceea ce știu eu, poate să facă și mai bine ca mine, adică mă dau tot să înțeleagă, să... clar, nu-i ceea ce vreau eu, dar oricum sperăm pe viitor să... avem discipoli mai buni. Probabil este echipă mixtă, băieți și fete. Da, băieți și fete, cum sunt. Da, oricum, se vede acum care iubesc sportul, se încadrează și le place. Sunt un exemplu, adică le văd și poze, văd și videouri unde activez eu la echipele de pești și hotare. Cât de scump este echipamentul pe care trebuie să-l ai pentru acest sport? De la federație suntem îmbrăcate, adică echipament de joc, echipament de antrenamente care țin încălțăminte, tot. Suntem îmbrăcați la maxim, să spunem. Mergeți în cantonamente peste hotare sau da, faceți foarte aici? Des. Facem cantonamente în Cheile Grădești din România, unde sunt la altitudine de în vârf la munți, nu știu care e.
foarte bine să pregătești loturile, toate loturile olimpice care sunt și de la Moldova, să spunem, și din România, toți se antrenează la cheile grele, și că e un, spunem, un camping foarte ridicat și binevenit pentru noi. Și acum cred că plecăm și noi, mai înainte de campionatul european, ne ducem și noi la, vedem unde. Dar plecăm numai decât și noi pe cicotare. La Federația oferă toate aceste da, condiții. Da, Federația, Ministerul. În 2010 ai devenit campioana Moldovei la canotaj, rugby și fotbal. Da. Cum e să fii sportivă în trei genuri de sport? Atunci cred că a fost cel mai frumos an din cariera mea, să spunem. Că în 2010 am câștigat și campionatul european, care a avut loc la rugby. Și pentru mine asta a fost, cred că, tot. Când am câștigat campionatul european și mi s-a înmânat cupa în nume de domnul nostru președinte, domnul Revenco Vasile, și acele emoții care le-am trăit să câștigi un campionat european și să te aplaudi toate țările, să fii în culmea apogeu, să spunem. Asta nu s-a terminat atunci când am câștigat campionatul european, am venit acasă, emoții pe la minister, pe la asta, așa, nu puteam să-l las, că aveam canotajul, trebuia să particip campionatul la canotaj. Colega mea cu care eram în dublou îmi spunea că nu m-am pregătit la canotaj, că făceam mai puțin antrenamente, că eram doar mai mult încadrată în rugby. Zic că, mergem la riscul celălalt să vedem care să fie rezultatul. Că mă țin minte, ne întâlnim, antrenează și ea copiii la atletism, s-a dus și când ne întâlnim, tot timpul vorbim. Ții minte cum am mers la canotaj și când spuneam că nu ești gata, zic că mergem la risc. Am câștigat campionatul, a fost emoții la maxim. Da. Dar la și fotbal, jucai și fotbal? Da, jucam fotbal pentru CSE Pugăceni, anenii noi. Poate că eram pregătit fizică, de asta la mine a fost tot timpul punctul cel binevenit, că pregătirea fizică era binevenită și eram ca atacantă, oricum ajutam echipa foarte mult și am mers și la jocuri, că se făcea duminica. Chiar de nu mă prezentam atât de des la antrenamente, dar duminica și sâmbătă eu, adică, puteam să nimeresc la jocurile care trebuiau pentru fotbal. Și atunci se întâmpla că, adică, cădeam la toate, și la fotbal, mă duceam la canotaj și mergea așa de la... Antrenamentele mai greu era, puteam să se întâmplă că făceam trei antrenamente, pe zi veneam seara, nici nu puteam vorbi atunci. Să mintea ce că veneam în camp și... Atât, se mântuia tot. Acum câte antrenamente faci? Pe zi fac câte două antrenamente, că fac cu copiii dimineața și seara și automat mă antrenez și eu cu ei. Fac cu ei și cu... Și numai la rugby? Da, numai la rugby, dar la fotbal. Fac fotbalul, dar le-am zis să sunt în față. Pot să mă prezint o dată în săptămână sau la două săptămâni, că sunt mai mult încadrată în rugby, îmi place mai mult asta și mă duc numai la jocuri. Cum suntem... Deocamdată mergem în campionatul Moldovei pe locul întâi la fotbal. Am avut duminică meci și am câștigat la Tiraspol, dar mergem așa, încetișor. Adică nu pot să mă... Se întâmpla că la fotbal avem meciuri la campionatul, ori mă aflam în anul trecut, ori în Ucraina, mă aflam, ori în România. Trebuiam să rămân cu echipa la banchet sau ceva de genul. Fetele mă rugau din Moldova, vină, te rog acasă, că avem joc mâine. Vă dați seama, după joc, toată ziua, seara, la autocar, dimineața, mă prezentam, dormeam vreo două ore și eram... Da, canotajul l-ai abandonat? Da, l-am abandonat, am vorbit și cu antrenorul, am zis mulțumesc, dar până aici a fost să fie. Adică în 2010-2011 am zis că gata, nu mai pot și am început contractele pe psihotare, am început să circul mai des pe psihotare și am zis că canotajul rămâne. Și la canotaj, dacă trebuiam să plec, trebuiam să-mi finanțez singură plecarea, trebuiam să... Asta de la rugby, nu-i câștigam din asta, adică totul era finanțat. Clar că am rămas unde m-am regăsit și pe mine și canotajul, am zis, așa cum am zis, barca, cred că undeva, nu știu, mă duc poate la vară să fac o plimbare. Anul trecut ai fost solicitată să participi în componența echipei Tabusoro Angels International la prestigiosul turneul internațional de rugby în sală care s-a desfășurat în orașul norvegian Tabusoro. Da. Povestește un pic despre acest turneu.
fost un turneu internațional unde am luat locul în întâi. Mi se spune în țările scandinavice, mi se spune Sparta. Poate că am pregătirea fizică sau, nu știu, ori când este înainte de joc, este this is Sparta. Adică îmi pun casca în cap, cam adversarul mi se, cum să zic, sunt mai puternic, să zicem, într-un contact și cam se lasă simțită urma mea, să zicem. Am jucat acest turneu în Tabusor, unde a fost în orașul Oslo, dar Tabusor a fost stadionul unde s-a desfășurat adică competiția și am câștigat locul întâi, am luptat cu Polonia mișto în final și am pus două eseuri, pare mi se-a marcat la tot, adică la finală, că a fost tot iarăși arbitrii, când sunt arbitri să te amăgească sau să-ți scoată meciul, au fost și câteva eseuri anulate, dar oricum am dat dovadă pe la urmă că am câștigat turneul. Și a fost echipe din Norvegia, din Suedia, Olanda, Norvegia, adică din țările scandinavice mai mult. Tu cum te simți când ți se spune Sparta? Mă simt mândră. Moldavska, Sparta, mi se spune. Acum chiar colegii mei la Amsterdam îmi scriu Sparta, tu vii? Sparta, poți? Te rog, vin noi la... Am zis că dacă nu am nimic cu națională, sigur că vin. Și apoi am avut invitații tot cu, după ce am câștigat turneul din Norvegia, am mai fost în Suedia, au fost tot care am pierdut două puncte de la adversarii noștri Vikings din Suedia, un club, care mi-au propus să joc pentru ei în Dubai, se vezi la campionatul mondial, unde sunt pe echipe. Acolo, 2 ani acum activez, am fost pentru Tabusoro și anul acesta am fost pentru Vikings, o echipă din depărtarea Suediei, nu știu, sudul Suediei sau nu știu care. Dar a fost un turneu la care am primit atâta adrenalină și am jucat cu țările, cum ar fi Franța, care se joacă la etapa mondială, Kenya, Africa, Noua Zeelandă, țările puternice, care vă dați seama că să joci cu ele, cu națională, e foarte greu. Că joacă la un nivel, nu în campionatul european, dar ele sunt la mondiale. Și a fost pentru mine o experiență care m-am simțit că sunt în stare ca ele și pot mai mult. Adică am dat dovadă că sunt chiar Sparta moldovenească. Asta a fost pentru mine tot un rezultat foarte bun. Spui că ești un adversar de, o adversară de temut pe teren. Ai un joc mai agresiv sau o tactică mai violentă? Nu joc agresiv, dar poate cunosc jocul foarte bine. Asta este sportul unde eu îl cunosc atât de bine. Și ești sigură da, pe da, puterile tale. Da, sigură, da, asta contează. Și când dau și placaje, când nu dau și placaje, trebuie să mă dea câte 3 fete sau sunt în poze, sunt în situații prinse în timpul jocului, când sunt 3 jucătoare pe mine și eu tot stau în picioare sau când sunt diferite. De asta și cât când zic Sparta. Nu eu mi-am zis, dar oricum, asta e. Dar ai dreptul să participi pentru un alt stat, pentru o altă echipă națională a altui stat? Nici nu m-am gândit pentru asta. Adică e posibil, dar mă aranjează să particip la o echipă de club, dar nu sunt să lăs naționala Moldovei și anume să mai așa mai patriotă. Nu pot să... Am avut oferte, dar astea au rămas în urmă că nu e posibil asta. Adică pentru mine e temă închisă. M-ai povestit că ai fost la mai multe echipe din mai multe țări. Cum e să joci alături de sportive din diferite țări, în special țările unde rugby este destul de dezvoltat? În primul rând e o experiență, dar foarte mult contează, cum am spus, că m-am regăsit în sportul dat, că antrenorul care sunt chiar la Tabusor Angels este un antrenor, este venit din Fiji. Dar Fijile, acum bărbații au câștigat locul întâi în echipa mondială la rugby 7 și vine și întreabă, e bine așa sau îți convine sau cum, adică îți cere tot timpul un sfat al meu, când după jocuri
toți au întrebat, adică toți, am simțit cum e să vină băieții din Noua Zeelandă care joacă sau în țările unde rugby-ul e dezvoltat și se întrebe cine te-a învățat să joci atât de bine, să ai și șut cu piciorul, să... Și am zis, la Chișinău este, revin cu Vasile care m-a învățat, că este moldovan sau e venit, zis, nu, suntem din Moldova și întreabă, unde e Moldova? Vorbește engleză? Așa, un pic. Rusul. Cum te înțelegi cu în engleză. Fetele de la... În engleză și, practic, rugby-ul mai mult e un sens pe gesturi. Adică dacă știi că trebuie să... Asta cred, da? Oricum, în engleză. Că la bancheturi, la... Am plecat singură. Pentru mine a fost cel mai greu când am plecat singură în Dubai și cu o echipă care e din suedeză. În engleză ne-am descurcat. A fost foarte bine. Îmi vorbești atât de frumos despre domnul Revenco. El de unde a învățat, de unde deține aceste capacități de antrenor atât de bun în rugby? Poate faptul că și dumnealui este rugbist? Rugbist, da, și a fost un rugbist foarte, foarte bun. Și faptul că toți care ne antrenăm la dumnealui, și băieții și fetele, au ajuns să joace la echipe performante peste hotare. Și felul lui, cum lămurește, cred că este un, pentru noi este un idol, să spunem, ca antrenor, să vorbești cu calmul celălalt, să se lămurească, să-ți, chiar de poate, situația dată nu e în atât de, spunem, mare, cum vorbește el cu calmul care este, putem să ieșim, nu știu ce țară, putem să ieșim la joc, uneori ne pare altfel situația, dar dumnealui cum vorbește cu noi, ne simțim, nu știu, cred că e meritul lui. Noi femeile suntem mai emotive, iar un bărbat care vă oferă această stare de bine și de încredere în sine este foarte important. Foarte importantă și ne ajută foarte mult. Și faptul că dumnealui spune că tot timpul ne susține că jucați atent, că sunteți viitoare mame care trebuie să duceți mai departe sportul dat sau să jucăm atente, să... pentru noi face tot, adică nu știu dacă mai este un antrenor. Dar sunt momente când se și supără pe voi. Nu, da, dar nu arată. Chiar știm că am pierdut acel meci și suntem vinovate. Noi nu avem curajul să ne, adică să ne uităm în ochii dumnealui când într-adevăr am pierdut și nu e frumos din partea noastră, dar dumnealui cum vorbește cu calm, adică ne dă el puterea aceea care să mergem mai departe. Cu toate că... Nu strigă la voi. Nu. Sunt alții care își mai iesă din fire. Niciodată. Adică cum vorbești cu noi și meciurile care zic, haideți fetele, putem, dați ce știți, asta contează foarte mult. Pot să strig eu pe teren la fete, adică emoții, eu nu pot să-mi controlez atunci când știu că fetele pot să mai strig ca capitan sau asemenea când ești pe teren și ai responsabilitate mare. Da, dumnealui mai zice, Oxana, lasă mai moale că e normal ceea ce faceți, adică nu trebuie să... Și încerc și eu cu timpul să controlez emoțiile. Ești mai dur așa de felul. Da, dar oricum asta e pentru nu că în sensul negativ, dar în pozitiv. Adică știu că fetele pot mai mult și poate să duci și adversarul. Mă gândesc dacă strigi sau așa mai, nu știu, adversarul emoțional se pierde sau ceva de gen. Dar cu echipa națională la rugby jucați și în alte țări? Da. Și la turnei care suntem în... Amicale. Da, meciuri amicale, să spunem, chiar mai des Ucraina, România, asta la noi sunt ca la noi acasă. Sunt când și se jucați fac... unde? La noi în țară? Sau... S-au făcut și la noi în țară, unde au venit și România, Ucraina și Polonia au fost invitate, dar ceva cu actele, să zic, sau nu știu care n-a fost motivul că nu s-a prins, dar România și Ucraina facem meciuri foarte des. Acum s-a deschis terenul federației care este și vor fi și mai mult. Foarte ai colegi de echipă care sunt și mame? Am o colegă de echipă care este mămică și chiar am fost la cantonament unde a fost și ea cu fetița mică. Adică a venit cu noi și la noi mai cântă muzică, mai, vă dați seama, suntem, dă muzica mai încet, bine, facem cum zic, dar oricum e... Se vede că mama face rugby și fetița automat se duce și ea. Mama, se poate să fac și eu? Da, da. Uite. Este un exemplu pentru copii. E un exemplu și un sport frumos dacă îl înțelegi. Dar cât de periculos este să joci rugby? Rata de accidentări cât de mare e? Să vă zic și cât de grave sunt accidentările care sport, pot să da, asta sunt în orice sport sunt accidentări, să spunem, dar în rugby este
regulamentul care nu se permite anumite, să spunem, placaje de făcut când jucătorul nu este într-o poziție care la cap nu ai voie să pălești sau să lovești în picioare. Adică trebuie să faci placaje care să-l asiguri pe jucător că cazi cu el și nu e atât să nu-l traumeze sau ceva de genul. Dar asta ține de niște reguli stabilite. Da, care sunt niște reguli și toți trebuie să le... Să le respecte. Da, să le în respecte. Cazul în care pe teren cineva încalcă aceste reguli, este un arbitru care probabil arbitru, sancționează. Da. Sancționează și deodată cu cartonașe roșii care le elimină din joc. Adică nu ai voie să plachezi jucătorul din spate care nu este gata sau de cap să-l apuci în picioare să ai... Sunt anumite reguli care noi rugbiști nu le... Și atunci, fiind stabilite aceste reguli, jocul se întâmplă, numărul da. Accidentărilor este mai mic. Da, da, da. Dar dacă încalcă, sunt oricum în orice spot, sunt persoane care merg contra regulamentului și clar că atunci duci la o traumă care ori rupturi, ori fracturare la... Mai mult trauma adversarului sau chiar a persoanei care încalcă aceste reguli? A adversarului. Persoana care încalcă, vă dați seama, dacă ești placat. Da, în rugby se, adică să vă zic că e un sport care se ține de regulamentul dat, adică e strict, că dacă încalci, vă dați seama, un cartonaș roșu deodată ești eliminat. Tu ai avut ceva traume? Da, am avut o ruptură de claviculă în 2012 în România, am jucat ultima repriză și am câștigat tot turneul la România. Și ultima repriză, când am căzut jos, a fost o domnișoară care a intrat neregulamentar și m-a lovit cu cramponul în claviculă și mi-a făcut ruptură. Cât de greu ți-a fost să revii pe teren? Psihologic mi-a fost foarte greu. Nu mă gândeam de ce că mă doare, dar mă gândeam că n-am să pot... Adică și durere era pentru mine, că simțeam un lucru care nu era binevenit, să spunem. Dar... acel moment când am spus și la România, la medic, când am spus că mi-e ruptură de claviculă, el mi-a zis că i-a sărit umărul și mi-a tras, vă dați seama, am avut o durere care mi-a întors tot așa brusc în acel moment. Mult timp te-ai recuperat? Nu, medicul mi-a spus la Moldova, a spus că jumate de an nu am dreptul să joc. Atunci, vă dați seama, eram moartă, cum să nu fac nimic, absolut, toți sunau, haide, cum dacă nu am posibilitate. Și m-am refăcut înainte de campionatul european, care la noi se face în luna iunie. Am avut o lună la dispoziție, am ieșit cu mâna, nici nu puteam purta, adică la 100% sau nu eram încă refăcut în totalitate. Dar, da, nu eram refăcut, deci am plecat la campionatul european în Olanda, unde am ieșit cu acea durere, dar am ieșit. Am făcut tape și am ieșit să joc. Dar mă gândeam în timpul jocului, mă gândeam să nu-l pun la bătaie, adică să mă mai feresc, dar când vedeam că nu mai ai încotro, așa mă ducea. Uitai de durere. Da, uitam de durere și a fost, mulțumită Dumnezeu, n-am primit nimic absolut, chiar a fost mai bine ca cum era. Și după asta am început încet ușor reface, adică făceam reabilitarea, dar cu asta dorința a fost mai mare decât ce și aveam eu. Și refacerea o făceam într-un program mai avansat, mai mult, adică nu până la puținul care mi se dădea, dar eu făceam de două ori, să spunem, mai mult, că pentru mine trebuia să fac. Ca să micșorez perioada de recuperare. Da. Și odată am avut la meniscul, să spunem că ligamentul, eram în campionatul european în Cehia, în Praga, și în meciul cu Cehia pentru locul 5. La rugby se dă cupa pentru locul 1, 5 și 9. Noi am luptat pentru cupa mijlocie, pentru locul 5. Și în secundul 15 am căzut în genunchi și nu știam ce se întâmplă în ligamentul la picior. Și am zis să ies, fetele au zis, nu ieși, rămâi pe teren. Și o colegă de-a mea spune, bunici, ajută fetele, nu ieși. Dar eu nu puteam, vă dați seama, într-un picior. Și am jucat, așa mi-am făcut un bandaj și am jucat. Ai făcut canotaj de performanță, ai jucat fotbal, acum joci rugby, ai niște trăsături de caracter mai băiețoase, aș spune eu, trăsături care te-au ajutat să practici aceste genuri de sport și te ajută în continuare, după cum chiar tu mi-ai povestit. Care crezi că sunt aceste trăsături? Când eram mai mică, mă jucam mai mult cu băieții.
vă zic așa cum este, când eram mai mică nu mă duceam cu fetele să mă joc, dar ieșeam cu fotbal, la fotbal cu băieții în sat, la... eram mai mulți în, pe strada care eram, toți, unde să, nu era internet sau telefonia mobilă care este acum avansată, ieșeam tot timpul cu balonul, cu mingea ieșeam la joacă și poate din motivul ăsta am fost cu băieții mai mult timp și de asta cred că m-am dat și eu mai mult în sporturile așa mai extremale, să spunem, sau așa mai dure. Și după asta, chiar în rugby m-a făcut să fiu mai puternică, adică atât spiritual cât și fizic, și mă ajută să trec mai ușor în viață. Adică se întâmplă în momente când vezi că totul n-are ieșire din situație, dar cu calmul care l-am și cu tot ce se întâmplă, trec mai ușor de anumite situații. Da. Dar te-ai gândit vreodată ce vei face după? Să antrenez și să dau acest sport mai departe la discipolii care vin din urmă, generația care vine nouă. Și îmi place foarte mult ceea ce fac, adică mi se primește și faptul să fiu antrenoară, că am terminat la Universitatea de Sport ca antrenor și anume rugby-ul. Îmi place foarte mult și adică din propria experiență, la echipe mari când te duci mai vezi unele lucruri care vii acasă și le pun în acțiune cu copiii, și, adică și chiar cu fetele care suntem și îmi place iar foarte mult. Iar ca model îl ai pe antrenorul tău, da, de la care domnul, probabil tot timpul cred că asta furi sau împrumuți da, multe din cont, lucruri. Chiar mi le spune în față, adică mă ajută, chiar îmi zic nu fă așa, dar fă așa, că e mai bine, sau adică n-a fost o ca să fur, nu. Da, din contra, te ajută, îmi spune, pe timp îmi dă un sfat bun, adică n-a fost ca... Și pentru mine asta, poate și mai mult vreau să mă încadrez mai mult. Nu te gândești să renunți la rugby niciodată? Nu, am avut șansă ca să plec pe șticotare și acum sunt șanse, dar nu știu, cred că faptul că sunt mai patriotă și vreau aici, părinții sunt acasă și în Moldova, ești în Moldova. Ce ți este mai ușor, să antrenezi băieți sau fete? Ambele. De atât că în rugby... Când ai balonul, mingea, să spunem, toți sunt la același nivel, sau fetele sau băieți. Adică când dai programul care trebuie să fie îndeplinit, toți, tac, absolut, nu-i să fie cu gura mare sau să strige. Nu, asta e... Ori poate că iubesc să fie disciplină, în primul rând, în echipă, să fie respect față de sine. Și cum le spun și la copii, respectă-te pe tine și toți cei din jur să te respecte. Ești o femeie puternică, atât fizic cât și moral. Așa. Cum crezi? Ce fel de bărbat trebuie să fie alături de o femeie puternică? În primul rând, trebuie să fie un bărbat ca să fie mai puternic moral ca mine. Dar asta e foarte greu. De atât că noi suntem sportivi mai... cred că viața sau... regimul nostru sau programul nostru care ne-a făcut să fim mai rezistente la tot. Câteodată se întâmplă că să refuzăm mult ca să obținem un lucru în viață. Acum, să fiu un bărbat, trebuie să îmi ofere mai mult decât ceea ce am cred eu. E mai greu de găsit da, un astfel de bărbat. Da, da, oricum, fizic să fie mai mare, puțin mai mare, ca așa cred. Așa e pentru mine idealul care trebuie să fie. Să fie mai puternic ca mine și spiritual și fizic. Ai întâlnit un astfel de bărbat? Este acum, da. Este, totul este bine. Se zice că noi femeile trebuie să fim mai calme, mai feminine, mai gingașe, să arătăm că avem nevoie de ajutorul bărbaților. Păi noi tot timpul avem nevoie de ajutorul lor, dar oricum sunt persoane care, adică, sunt mai puternici ca noi și ne oferă acel ideal care este pentru noi, care ne oferă acel sprijin și ceea ce am eu nevoie, să spunem. Este și sunt foarte mulțumită. Dar e motiv oricum, femeile sunt mai puternice decât bărbații. Da, asta poate e câteodată, trebuie să mai cedez eu în unele privințe și cred că asta e un plus. Dar oricum, ca să fie bine într-o relație, trebuie să te înțelegi și ajungi la anumite numitoare comune care faci să fie totul bine. De obicei, sunt femeile mai agresive în teren decât bărbații? Da, se întâmplă să fie agresive, se întâmplă că meciul să nu fie așa cum trebuie să fie. M-am întâlnit și mă întâlnesc foarte des cu colegi care, ori, poate de la antrenor vine brutalitatea asta care se convoacă în timpul jocului, dar se calmează situația, pe timpul jocului se calmează.
Adică ori vorbești, ori astea care sunt, cum a spus dumneavoastră, femeia care nu se respectă, să spunem. De ce să joci atât brutal când trebuie să joci și să ții cont de anumite reguli și trebuie să fii la limita cerințelor care se cere în timpul jocului? Am avut ocazii că am jucat cu echipe din Kazakhstan și atunci am întâlnit cu situații de astea mai excepționale. Dar oricum, se întâmplă și bătăi pe terenul se de întâmplă joc? Și bătăi. Ai participat? N-am participat, am participat, da, am participat în 2010 când am avut campionat european și m-a lovit o adversară cu cramponul în cap. Am avut cască, joc în cască și m-am apucat de cap și mi-am dat seama, dar am lovit-o intenționat înapoi cu piciorul. Și a fost în fața arbitrului, mi s-a oferit galben la rugby. Dar nu este o scuză că nu, ea te lovise și a fost o reacție? N-a trebuit să acționez așa cum a acționat ea. Și mi s-a oferit un cartonaș galben. Unde... Dar ei? Ei nimic. Arbitru se vede că n-a văzut faza cum a început, a văzut numai ce s-a terminat. Și mi s-a dat un cartonaș galben unde am stat 2 minute pe scaun și antrenorul îmi spunea că dacă fetele pierd, tu ai să fii de vină. Aoleu, vă dați seama, acele 2 minute pentru mine, eram în București. Dar erau 2 minute la final. Da, era în finala care trebuia să jucăm cu Elveția pentru campionatul european. Și acele momente cum toți strigau, tot tensiunea care era și mie mi-a dat doar 2 minute cartonaș galben. Am crezut că, nu știu, antrenorul, ai să fii tu vinovat. Mergea slujba și zic, Doamne, numai să termine meciul ăsta cu bine, să termine. Și când am zis că numărul 5 poți intra pe teren, vă dați seama, atunci am crezut că gata. Și am intrat teren și am pus 2 eseuri și am câștigat atunci 19 la 17 și la Elveția. A fost bombă. Dar dacă nu ți se permitea să intri pe teren, exista posibilitatea să pierdeți? Pierdem, da. Da, asta eu nu știu. Cred că tot Dumnezeu, noi foarte mult credem. Credința la noi e pe primul plan. La moldoveni, sau spunem că suntem în partea ortodoxă, tot timpul înainte de joc, când fac Tatăl nostru, cruce, ceea ce țările din Europa nu vezi asta, adică nici nu cred în Dumnezeu. Adică cum poți să, chiar și am vorbit în ultima competiție care am avut-o, cum poți să ieși la joc să nu ai credința aceea care te ajută foarte mult. Dar ele sunt așa mai, nu știu, modul lor de viață e mai liber, să spunem, nu au credință, nu au multe lucruri care noi suntem, pentru mine sunt strane aceste lucruri, dar oricum mă dau într-o parte și îmi fac singură, adică cred Tatăl nostru și zic, întreabă, Sparta te ajută? Zic, da, pe mine mă ajută Dumnezeu meu, nu știu pe voi. În ce constă frumusețea acestui sport? În tot. El, genul său de a fi jucat, adică în viteza pe care se manifestă pasele, care înțeleg jocul ăsta, cum sunt spectacolul din jocurile mari care se fac, nu știu, adrenalina care se ridică în timpul meciului, care e susținătorii, când joci și ai susținere și toți strigă și vă dați seama, când se bat ambele pentru același loc și cum merge adrenalina aia care toți hai la o echipă, strigă la altă echipă, vă dați seama atunci emoțiile astea care se găsesc numai într-un meci sau într-o competiție care nu poți să le întâlnești în fiecare zi. Sau atunci când ai un câștig și toată echipa cântă, se simte bine, emoții pozitive, lucruri care sunt unice în viață, cred, și ajută foarte mult. Sau a fost o situație când am fost în Norvegia, în orașul Bergen și doamna consul a Republicii Moldova, Esenia, ne-a susținut o galerie de moldoveni, care a fost, cred că, cei mai mulți moldoveni din tribună din la Bergen, strigau, hai Moldova, și toți cântau, toți. Era o atmosferă care nici aici la Moldova nu fac moldovenii când sunt în meciuri. Dar acolo ne-am simțit ca la noi acasă, de căldura care a fost primită din partea moldovenilor și am fost și într-un local unde a fost amenajat tot cu poze de-a noastră, cu flagul Moldovei și atât. Atât de primiți am fost că, nu știu, atât, pentru noi a fost ceva foarte frumos. Și cu doamna consul ne s-a oferit primblările care am avut noi, jocul care a fost ea uimită, mi-a făcut cunoștință cu toți consulii care erau moldovencile, eram, mai. Și am avut și un concurs de karaoke unde tot cu echipa noastră Moldova a cântat
trandafiri de la Moldova, am făcut un trec, unde am cântat mai multe cântece moldovenești populare și dansam și ăștia se uitau la noi și spuneau că în Noua Zeelandă echipa mare joacă haka, dar noi am ieșit cu un cântec moldovenesc și am început a dansa. Au rămas noi mei frumoșele, au rămas uimiți și mi s-au oferit locul întâi când am fost la karaoke concurs. Asta a fost tot ceva. Moldovencele noastre reușesc să iasă pe primele locuri în orice competiție. Da, dacă suntem unii una acolo toate, una pentru toate, asta foarte mult contează. Dacă nu ajungeai să faci canotaj, să joci fotbal sau să joci rugby, ce altceva ai fi făcut în viață? Nu pot să-mi dau seama. Chiar multe ori îmi dau întrebarea asta, dacă nu eram să fac sport, ce eram să fac? Știu, când eram mai mică, cred că părinții mei mi-au spus când eram mai mică, te duci acolo să faci studii unde vrei tu. M-am gândit, m-am tot, dar dacă eram de mică cu băieții, cu mingea, unde mama striga, vină acasă, eu, bine, nu-i. Și am dat seama, am stat tot timpul cu sport, am fost mai, așa, o fire mai energică de mică și pe parcurs s-a motivat și faptul că am ajuns la cei ce am ajuns acum și sunt foarte mulțumită de tot ce am și ce am. Te-ai fi gândit, dacă nu făceam sport, nu aveam aptitudinea și calitățile de a nu practica sportul, ce făceam? Nu pot să-mi dau seama ce făceam. Cu toate că viața e plină de surprize, nici nu știi ce faci mai pe viitor. Mă văd în sport, dar cine știe că deci când ziua de azi nu știu ce poți să fie mâine sau... Dar dorința mea este să activez în rugby. Apropo de viitor, care sunt obiectivele tale? Acum, obiectivele mele sunt să câștigăm campionatul european care este acum la bază. Foarte mult îmi doresc lucrul acesta, să ieșim din grupa A, care suntem, să ne merim în top 12, să antrenez copiii care am început cu calitatea de antrenor și să-mi fac familia. Asta vreau. Să-mi fac familia și să fiu fericit în tot ceea ce fac. Eu îți doresc mult succes. Mulțumesc mult. Și sper din suflet că tot ceea ce îți dorești să se realizeze. Să dea Dumnezeu, mulțumesc mult! Vă mulțumim pentru că ne susțineți în campania noastră de promovare a valorilor Moldovei. Vă așteptăm să ne urmăriți în fiecare săptămână. Emisiunea Campionii poate fi vizionată și pe site-ul moldovasport.md. Salutăm valorile Moldovei!